Salutare, sunt Bogdan și bine ați pe canalul de electronică. În acest video continuăm cu electronica pentru începători. În lecția anterioară am văzut că cu un tranzistor putem amplifica curentul, acum urmează să facem un alt experiment, mergem un pas mai departe și cu un tranzistor vom construi un mic să spunem așa, întrerupător electronic. Da? Deci, pe lângă amplificare, putem folosi un tranzistor și ca comutator, întrerupător, în fine, ceva ce comută semnale. Da? Acum, mulți dintre voi poate o să zic că de ce să fac un întrerupător cu un tranzistor, da? De ce să folosesc un tranzistor când pur și simplu aș putea să pun un simplu întrerupător și consumatorul meu și gata, treaba este rezolvată. E bine, cu un tranzistor putem realiza un întrerupător mai sofisticat, mai inteligent. Și anume, în acest video vom realiza un inversor. <laughs> Acum, alții sunt care o să-și pună întrebarea. Ce vrea să zică tipul ăsta cu inversor? Cum adică ba întrerupător, ba inversor, ba comutator. Ce este inversorul ăsta? Imaginați-vă că avem un LED și un, um, un întrerupător, da? Și aceste componente vorbesc. Întrerupătorul spune da, LED-ul spune nu. Adică face tot timpul opusul. Da? V-ați prins? Exact ca și cum. Ați folosit întrerupătorul din cameră pentru a aprinde lumina, dar face exact invers față de ce ar trebui să facă, da? față de funcțio funcționarea lui normală. deci funcționează invers. Inversorul este o aplicație simplă, dar foarte practică și se poate folosi în multe circuite interesante. De fapt, în lumea digitală, inversorul este folosit în multe aplicații fără să vă dați seama. În manualele de electronică există de obicei capitole lungi, mari, pline despre inversor cu formule, cu multe teorie, dar sincer să fiu, am căutat, nu am găsit un ghid pentru începător, ceva simplu, da? unde să înceapă, de exemplu, să-mi explice ce face acest inversor da? și după aia să-mi scrie formulele și cum se calculează și așa mai departe. Nu am găsit. Uh, să nu înțelegeți greșit, asta nu înseamnă că aceste cărți sau manuale sunt rele, dar nu sunt adecvate începătorilor. Un puș de 14 ani nu vrea să folosească aceste formule. Un puș de 14 ani vrea să știe mai întâi ce face inversorul, să vezi inversorul în practică, da? iar după ce ai priceput despre ce este vorba, atunci încet, încet ajungi și la aceste formule care Acum, sincer, dacă sunt privite cu ochii unii puși de 14-15, chiar și mai mare, 14-15 ani, chiar și mai în vârstă, nu o să-ți mai facă plăcere. O să zici, electronica asta e grea, e plină de formule și chestii e, complicate. Da? Nu este așa. Chestele astea ai să le înțelegi foarte simplu, foarte simplu, nu o să ai dureri de cap. Dar mai întâi trebuie să știi ce face inversorul, să-l vezi în acțiune, practic, da? Acum, de exemplu, faceți un test, da? Căutați pe Google aplicații simple ale tranzistoarelor și o să găsiți această carte, link este aici sus, și căutați inversorul cu tranzistorul bipolar la pagina 6. Da? Faceți un test. Citiți acest capitol. Și tare aș fi curios să știu câți dintre voi o să înțeleagă despre ce este vorba, da? Gândiți-vă. Bineînțeles, sunt cei care au uh, experiență în domeniu, o să știe, nu, nu au nevoie să, să citească acest capitol, dar un puș de 14-15 ani, când o să citească despre bucla de ieșire sau <laughs> funcția de inversare sau negare logică sau mai ajungi la uh, uh, regiunea activă normală uh, sau uh, aceste formule. <laughs> Hai să zici, wow, na, electronica nu este pentru mine. Este fals. Electronica este pentru toată lumea dacă uh, ai pe cineva care să te învețe, să te îndrume, da? Și pas cu pas, încet, încet o să ajungi și la aceste formule. Să vedem cum explicăm noi inversorul ăsta pentru un puș de 14 ani. Inversarea este una dintre operațiile cele mai folosite în lumea digitală. Computerele și microcontrolele pot realiza această funcție de inversare foarte simplu. Dar și cu un singur tranzistor putem realiza acest lucru. Cine se cunoaște un pic cu informatică, computere sau ceva programare, sigur a întâlnit acest sistem de, de, funcționare inversă a unui lucru. Scurt explicat, am să vă fac așa o mică introducere în lumea asta digitală, în era digitală și funcția de inversare, dar nu intrăm mult în domeniu pentru că scopul acestui video este altceva, dar vă explic câteva lucruri. Scurt explicat, un computer poate distinge două moduri de operare sau, mai bine spus, două stări, true și false, adică adevărat și fals. False corespunde unui 0 sau oprit, iar true corespunde unui 1 unu sau pornit. Da? Aceste stări true și fals sunt reprezentate de fapt de, de fluxuri de curent care curg printr-un circuit sau prin mai multe circuite. Fiecare 0 sau 1 este denumit un bit, iar datele, de exemplu fișiere, text, e mail muzică, videoclipuri și așa mai departe, programe, jocuri de pe un stick USB sau un hard disk constau din milioane de astfel de biți. Acum, fiți atenți! Să spunem că am primit o lucrare. Nea Vasile are mulți bani și ne dă o lucrare și specifică următoarele. Uite, băiatule, îți dau 100 de euro dacă îmi faci următoarea instalație. Îți dau un întrerupător și două becuri, unul verde și unul roșu. Unul dintre becuri trebuie să fie mereu aprins, iar la închiderea întrerupătorului, cel aprins trebuie să se stingă și să se aprindă celălalt. V-am derutat un pic, nu? Dar primim 100 de euro. Așa că hai să vedem cum, cum rezolvăm această problemă, da? Aș putea să vă arăt direct schema, dar um, vreau să înțelegeți principiul de funcționare, da? așa că începem prima dată cu un LED. Avem această schemă simplă și vreau să fiți foarte atenți. Când vedeți această schemă, Rapid te gândești, țare în între lupătorul și te gândești, ok, dacă apas întrerupătorul, ar trebui să se aprindă LED-ul și bun, e treaba, nu? Ei bine, acesta este un inversor, adică LED-ul este aprins deja și este stins dacă apăs întrerupătorul, nu? Ciuda, nu? Deci, dacă simulez acum acest circuit, da? LED-ul se aprinde. Dacă închide întrerupătorul, LED-ul se stinge, nu? Ciudățenie mare aici. Hmm. Fiți atenți. Deci, de ce se întâmplă acest lucru? Fiți atenți. Dacă întrerupătorul nu este apăsat, nu va curge curent în bază. Simulez încă o dată, da? Întrerupătorul nu este apăsat. Foarte bine este prezentat în acest program fluxul de curent. În următorul video am să vă fac un video despre acest program. Deci, dacă întrerupătorul nu este apăsat, nu va curge niciun curent în bază, iar tranzistorul blochează. Adică colectorul și emitorul sunt blocați, iar de aceea nu curge niciun curent prin tranzistor. Cu alte cuvinte, tranzistorul spune, fiți atenți, bă, dacă eu nu primez niciun curent în bază, atunci nici prin colectorul și emitorul meu nu circulă nimic. Nu vă convine, faceți plângere, înscris, nu? <laughs> Bun. Deci, când nu este apăsat între e ca și cum nu ai avea acest tranzistor. Imaginați-vă că acest tranzistor nu există. Da? Și curentul circulă prin rezistență, în LED și, și așa mai departe. Da? Nimic deosebit. Da? Dar, dacă apăs întrerupătorul, va apărea un curent la baza tranzistorului iar acesta va permite să circule curent între colector și emitor. E ca și cum între colector și emitor am avea un scurt. Nu? Schmecher transistorul asta, nu? Deschid. Nu avem curent pe transistor, transistorul blochează. Deci, ca transistorul să conducă, are nevoie de un curent. Nu primește curent, blochează. Punem un curent pe bază, tranzistorul se deschide și circulă curent prin tranzistor. Bun, acum am mai introdus un LED în, în circuitul nostru și o rezistență, și acum avem schema noastră, pe care o să primim 100 de euro. Nu? Dacă o simulez, avem LED-ul roșu. Este aprins, da? Pentru că. De ce este aprins? LED-ul roșu este aprins pentru că nu avem niciun curent în baza tranzistorului. Dacă aplicăm un curent în baza tranzistorului, atunci tranzistorul va conduce și vom avea LED-ul LED verde aprins, nu? Deschidem circuitul, întrerupătorul, avem pledul roșu. Punk, 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 punk. Foarte important. Încercați să experimentați. Vă las link în descriere, vă duceți la mine pe blog, vă uitați la schemă, experimentați. O să ziceți, ok, a, ah, mare lucru noi. Dar pe baza acestui circuit se pot realiza foarte, foarte multe. De la pur și simplu un șoc mic de lumini da? până la generatoare de înaltă tensiune. De aici să pleacă, da? Bineînțeles, am să vă arăt în alt video cum o să ajungem la așa ceva, da? Iar aici avem montajul nostru care funcționează. La alimentarea cu curent avem LED-ul roșu aprins. Dacă apăs întrerupătorul, LED-ul roșu se stinge și ledul verde se aprinde. Apăs. Țin apăsat, LED-ul verde se aprins, îi dau drumul, LED-ul roșu este aprins. Important, experimentați acest montaj, da? Schema o să o găsesc la mine pe blog, link în descriere, luați-vă notiție, măsurați cu aparatul de măsură, tensiune pe rezistențe, pe, per LED-uri, pe, LED pe tranzistor și pur și simplu luați-vă notițe și experimentați. Da? Principiul de funcționare cred că l-am explicat destul de, de, simplu pe înțelesul tuturor. Da? Bun.